În seara aceasta Ionela era supărată, nervoasă, a întrebat-o, Simona, ești nervoasă din cauza, din cauza fazei cu tatăl tău? Și a întrebat-o dacă a mers la confesional, iar Ionela a zis că nu și nu știe dacă o să vorbească cu el, dar o să-i transmită în mâine, mâine în direct, este ziua lui de naștere. Dar a zis că nu doar din cauza asta este supărată, ci și din cauza discuțiilor, legate de Stelian și a întregului subiect. Nu îmi pică bine, nu mi place când se discută și nu sunt de față. Mai spunea Ionela, vorbea foarte, foarte mult, că ok, din partea Ramonei nu a avut nicio așteptare, că e de înțeles, dar nu a înțeles de ce a intervenit Tes, că ce e a apărătorul Ramonei. Vede ca și cum s-au înțeles lucrurile, că Ramona are mai multă dreptate în situația aceasta și că Ionela ar fi fraieră și că de fapt nu ar fi procedată corect. O chestie foarte alambicată, un subiect care pare că nu se mai termină, deși Isteriana i-a spus foarte clar că nu este interesat de ea și poate de aceea și supărarea Ionelei atât de mare că a picat prost.